Bună seara tuturor, sunt Tarotela. S-a făcut deja seara, dar continui seria etalărilor inspirate din spiritul animalelor. Iată-mă de data aceasta în fața voastră, mai exact a camerei, cu etalarea pentru cei născuți în semnul vărsătorului, sau mai exact cu soare, lună, venus, ascendent în vărsător, etalare pentru august 2019. Să vedem ce vor cărțile să vă transmită, ce vor spiritele naturii. Animalele, ființele din jurul nostru, vărsător. Știți cum sunteți dragi, că am și eu câteva planete voi aici. Uite ce frumos! Tigru și uliul. Și la capătul acestui set de cărți aveți broasca. Toate cărțile sunt frumoase, felul lor. Semn de aer și semn de foc. Și avem aici, aveți și semn de apă. Dragii mei vărsători, am spus-o în introducere, oare? Nu mai știu cu ce ocazie. Nu, cred că tot la fecioară am spus-o, care a avut și broasca. Poate aveți planete acolo, poate unii aveți de-a face cu fecioară, rămâne de văzut. Unii, nu toată lumea. Am spus acolo că tigru aici este reprezentant al semnelor de foc. Berbec, săgetător sau leu. Interesant este că acest tigru are o lună, ceea ce îl trimite oarecum către semnele de apă. Am spus că în anumite cărți, în anumite cărți de tarot, tigru reprezintă și Marea Preoteasă. Cred că unii dintre voi, dragi vărsători, soare, lună, venus, ascendent, ce aveți voi aici și cu ce rezonați, sunteți chemați să vă ridicați deasupra unei situații destul de provocatoare, să vă ridicați și să vă detașați ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dar ca să faceți acest lucru, trebuie mai întâi să vă conectați la spiritualitatea voastră. Trebuie să vedeți viitorul, situația, să o anticipați, să o vedeți cu alți ochi, cu al treilea ochi. Da? Să vă conectați la... Poate în ultima vreme nu v-ați conectat la intuiția voastră, într-un fel sau altul, sau în situația dată, sau într-o relație cu cineva. Poate în alte relații, în alte situații, dar într-o relație, într-o situație, ați pierdut oarecum conexiunea cu intuiția. Nu v-ați ascultat intuiția. Vi s-a spus probabil mult timp că trebuie să vă întoarceți la o etapă. Trebuie să vă întoarceți la emoțiile voastre. Broasca asta face.
Aveți în spatele broscuței, semn de apă, două cărți, cel puțin, semne de pământ. Simt că voi v-ați îndepărtat de natura voastră emoțională, de nevoile voastre emoționale. Emoționale, da, pentru că sunteți semn de aer. Și poate ați stat prea mult pe pământ. Am explicat la fecioară, vă explic și vouă. Broscuța reprezintă nevoia de a vă întoarce la matcă, pentru că la matcă, la emoții, pentru că noi am crescut, da, într-un mediu apos. Da, a spus matcă. Pentru că broscuța în prima fază a vieții sale stă în apă. Apoi, la un moment dat, sare pe mal. Și apoi, tot parcursul său este din situație în situație. Și uite așa se depărtează de lacul de apă în care ea s-a născut. Poate v-ați îndepărtat prea mult de niște emoții care vă reprezintă, care fac parte din tradiția, din esența voastră și sunteți chemați să reveniți, pentru că broscuța trebuie periodic să se întoarcă în lacșor, în râu, undeva, în apă, să se curețe de tot ce adună pe acest pământ, în aceste, acest parcurs al ei. Și a stat foarte mult într-o situație. Și ratonul și bivolul, amândouă sunt semne de pământ, care vorbesc despre stabilitate, despre rezistență. Ratonul vorbește de o stare de umbră. Cred că unii dintre voi a stat în umbra cuiva de frică să nu vă pierde stabilitatea. Că-i financiară, că-i familiară, că vorbim de pământ, de tot ce ține de pământ, da? De tradiții. Că așa vorbește lumea, că așa e mai bine, că dacă fac altceva o să mă bârfească lumea, o să mă judece. Și e ciudat pentru un vărsător, care în general e neconvențional, e ciudat să facă totuși atâtea sacrificii. Să se îndepărteze de natura lui, cum am zis la broscuță. Posibil, ați avut niște motive, posibil la un moment dat în parcursul vostru, depărtându-vă de emoții, ați acumulat stările altora și nu v-ați mai ascultat intuiția. Nu-mi dau seama cât de coerentă sunt, dar sper că prindeți ideea. Repet, sunteți chemați să vă întoarceți în sinea voastră. Nu doar mental, să vă detașați, să vă ridicați deasupra acestei situații foarte pământene, care nu vă reprezintă, sunteți semn fix, știu, pentru că și eu am acolo Venus. Vă doriți stabilitate, vă doriți o dragoste care durează, dar nu în orice condiții. Nu într-atâta încât să vă pierdeți entuziasmul, pentru că aceste cărți nu reprezintă nimic de, nu găsesc acum cuvântul, nimic fabulos. Da, e stabilitate, e rezistență, dar a stat prea mult în acest întuneric. Trebuie să vă curățați energetic, în primul rând, emoțional, pentru că am spus și la prezentarea pentru fecioară. În momentul în care reușiți să faceți acest lucru, vine abundența. Și ce înseamnă abundența, în primul rând? Intuiția. Vin mesaje de sus, din jurul vostru, care vă ajută să ce? Să vă luați zborul. Unii dintre voi, dacă nu trebuie doar să vă detașați de situație, s-ar putea să vă doriți să vă luați zborul într-o altă direcție, cu încredere, pentru că Uliu are încredere și cu intuiție.
Dar ca să vă reconectați la intuiția voastră, trebuie eventual să vă să stați oarecum în preajma apei sau să vă conectați la emoțiile voastre sau la o persoană în semn de apă. O persoană în semn de apă vă poate ajuta în acest sens. Să vă hrănească emoțiile într-un fel special. Și în momentul în care reușiți să vă curățați, am zis, vă transformați. Nu știu de ce, e un proces de transformare, cred că la nivelul tuturor zodiilor, cred că la majoritatea zodiilor am vorbit de transformare. Și n-avem cum, pentru că ne pregătim pentru anul care vine, pentru anii care vin, pentru lumea ce stă la ușă, ciocăne, așteaptă să-i deschidem ușa. Și noi să o chemăm înăuntru. Deci trebuie să vă transformați. E interesantă povestea cu broscuța, da? Care de fapt este un prinț. Stând prea mult în umbră, de dragul stabilității, ați uitat valoarea voastră. Nici nu mai conștientizați unii dintre voi. Valoarea voastră este, am spus, e un triunghi galben, este aur. Sunteți mult mai nobili decât să rămâneți în această situație. Poate o persoană, acest bivol. Dar voi în preajma lor preluați energia lor și unii dintre voi deveniți foarte timizi, foarte neîncrezător în talentele voastre, pentru că ratonul are multe talente, dar stă în umbră. Nu vrea să iasă în evidență. Și ce diferență este între raton, da, și uliu și tigru, amândoi ies în evidență. Și dacă vor, dar tigru stă și el în umbră când vânează. E prădător. Nu este hrană pentru alții, da? Nu hrănește orgoliu sau dorința de stabilitate a altora. Chiar dacă stă în umbră uneori tigru, o face pentru că așa vrea el, pentru că consideră necesar. Tigru are nevoie de singurătate. S-ar putea, înainte să vă luați zborul sau să vă găsiți exact direcția, să aveți nevoie de un moment de singurătate. În care am zis comunicați cu ce este deasupra voastră. Primiți niște mesaje care vă ajută să vă descoperiți voi, de fapt, cine sunteți. Sunteți un prinț, o prințesă. Eventual, doritor de libertate. Manifestați uliu din voi. Nu ratonul pe care l-am văzut mai devreme. Da? Așa simt aceste cărți acum. Poate vorbesc un pic mai rar, pentru că e seară, e deja noapte, dar așa le simt. Există un foc aici care vă animă, da? Acest foc prezent și în tigru, la tigru. Focul vostru pe care unii dintre voi trebuie să-l reactivați. Este casa voastră a șaptea, leul. Aveți nevoie de relații pasionale, de relații creative, focul e o forță creativă, da? Spirituale. Sunteți semn de aer. Cine poate să țină? Poți să pui aerul într-o cutie, cutia reprezintă semn de pământ, da? 3D, materie. N-ai cum. N-ai cum. Iar vorbesc de transformare și de eliberare.